Un nou regal fotbalistic la Hunedoara. Corvinul își continuă parcursul fără înfrângere și după al 6-lea joc din campionat. Corbii albaștri și-au adjudecat ultimul derby vestic al sezonului regular cu 2-0 după o partidă în care jucătorii de la CSM Reșița au fost mai prezenți în joc în primele 45 de minute, în vreme ce actul secund a aparținut în totalitate albaștrilor. Prima repriză a meciului dintre Corvinul și Reșița s-a încheiat cu 0-0, însă în cea de-a doua, corbii și-au luat zborul, reușind să marcheze două goluri prin Antoniu Manolache și Antonio Bradu. Prima repriză, adversarul a fost mai bine, a fost mai în joc decât noi și trebuie cumva să admitem câteodată și chestiile astea, chiar dacă mi-e greu, dar la nivel de angajament, cred că repriza a doua ne-a aparținut și s-a schimbat cumva și soarta partidei. Dar totodată nu pot să zic că adversarii au avut un joc elaborat sau pe lângă faptul că au schimbat și sistemul în funcție de noi. Asta mă bucură, înseamnă că suntem o echipă respectată sau devenim o echipă respectată. A fost un meci care, să fiu realist, echilibrat. O primă repriză în care au fost situații și de o parte și de cealaltă, dar rezultatul final a fost, pot spune, făcut pe o greșeală noastră, pentru că a fost un fault acolo și din lovitură liberă s-a marcat un gol, apoi o greșeală a lor. Fault pentru noi, avem bară, nu intră mingea în poartă și pe contraatac se termină meciul 2-0. Deci a făcut din momente, dar una peste alta vreau ca să felicit băieții pentru cum au abordat această partidă. A fost o repriză echilibrată, dar am reușit în a doua parte să controlăm jocul. I-am prins de două ori pe contraatac bun și am reușit să marcăm două goluri. Noi ne bucurăm foarte mult, suntem, cred că, surpriza campionatului. Nimeni nu s-a așteptat să avem atâtea puncte. Dacă eram mai atenți, puteam să avem mult mai multe puncte. Și chiar ne bucurăm că avem atâtea puncte și că am reușit să câștigăm atâtea meciuri. Și le mulțumim suporterilor și oamenilor care vin să ne susțin pentru că ne dau acest boost. Vor fi aici la bine, vor fi aici la rău.